Descălecăm în comuna Botiza din Maramureș după ce mai multe semnale ne-au atras atenția despre activitățile primarului Florea Poenar de la PSD, aflat la al doilea mandat. Acesta a intrat în conflict cu familia fostului edil, Ioana Trifoi, actualmente la PNL, după ce mai multe mandate a fost primar tot din partea socialdemocraților. Baronul Florea Poenar i-a luat la tocat pe membrii familiei Trifoi, pe care i-a deposedat de terenuri, i-a deposedat de bani, i-a dat afară din serviciu și le-a pus frână unei afaceri cu băi sulfuroase, considerat o adevărată mină de aur ajuns acum vai de mama ei, din cauza șicanelor și ilegalităților de care este acuzat actualul primar. Florea Poenar n-a fost baron de când lumea. Înainte să ajungă la cârma comunității din Botiza era zilier, adică lucra cu ziua pe unde putea atât în comună cât și prin țară la cules de porumb, la cures de sfeclă ori la cosit. Cu școala nu s-a împăcat foarte bine, dar cele 10 clase îi erau suficiente pentru a lucra la negru prin sat, cu toate că este acuzat și de faptul că un om fără nicio pregătire conduce dictatorial destinele botizenilor, edilul ne-a spus că la momentul alegerii sale avea liceul făcut și bacul luat. Numai că ajuns stăpân peste toți, Poenar a mușcat tocmai din mâna celei care l-a hrănit. Ne aflăm așadar la Botiza cu un fost primar. Sărut mâna, bine m-ați primit la dumneavoastră. Doamnă primar Trifoi, încă lumea vă zice primar. Pentru unii am rămas doamna lor, primărița lor, pentru că și eu în atâția ani de zile, în 16 ani de zile, în 4 mandate, m-am străduit să fac din Botiza o localitate frumoasă, să le fac lucruri utile și bune cetățenilor, începând cu cele mai mari proiecte. Deși pe vremea când eu eram primar, nu erau bugetele așa de nici mari, salariile nici salariile, nici bugetele, trebuia să te descurci și să alegi atâta pentru un proiect, al pune în aplicare în localitatea ta. Dar am realizat totuși lucruri mari și frumoase și normal că astea trebuie continuate și finalizate pentru a avea o viață decentă și frumoasă în localitatea noastră. Ați fost primar între 1996 și 2012, ați fost primar PSD, acum sunteți consilier local PNL. Vreau să trecem direct la subiect. După ce ați pierdut primăria, actualul primar v-a făcut zile negre, atât dumneavoastră, cât și altor apropiați sau membrii ai familiei. Cum s-a întâmplat să ajungeți într-o situație de conflict, mai ales că o să vedem, v-a luat și o parte din teren, v-a determinat să renunțați și la un alt teren pe care inițial l-ați avut în chirie, v-a oprit dezvoltarea unei pensiuni, chiar dacă locul era foarte recomandat și este încă recomandat și este trecut și în acte ca unul de viitor și de speranța locului, pentru că turismul aduce multe beneficii, dintr-un om care v-a umblat în casă până la urmă, să ajunge să vă termine familia așa cum în anumite moduri s-a exprimat. Da, s-a exprimat de mai multe ori și nu pot să înțeleg și îmi pun și eu întrebarea și pun și altor întrebarea aceasta. De ce? De ce atâta răzbunare? De ce atâta încrâncenare? Și în alte localități au ieșit alți primari, nu suntem veșnici, nici sunt niște funcții temporare, dar oamenii rămân oameni, calitatea de om trebuie să persiste și la noi, la Botiza, e un fenomen de neînțeles. Imediat după alegeri, după ce am pierdut alegerile, eu l-am felicitat, a ieșit primar, cum a ieșit. Și am crezut că actualul primar va colabora chiar cu mine și se va folosi de experiența mea dinainte și sfatul, în primul rând, că am fost atâția ani primar, apoi am niște studii, am o vârstă față de el și m-am gândit că o să fie o colaborare frumoasă. Dar primarul a început din primele zile un fel de răzbunare acerbă, un fel de bătălie împotriva mea și nu înțeleg de ce. În primul rând, acum vorbesc despre problema actuală care mă frământă și am făcut petiție și la Apele Române din Baia Mare, în acest sens și la Ministerul Apelor de la București. Pentru că noi avem acolo o proprietate, moștenire de la părinții mei, mai sus de primărie, pe stânga, în centrul localității. Și aveam o livadă frumoasă, cum spun oamenii la noi, o grădină frumoasă, dar
a apărut problema cu îndiguirea apelor. Îndiguire începută de mine, aprobată mie de către Ministerul Apelor a celor două râuri, și Valea Sasului și Valea Băiței. Am făcut deja îndiguirile până în centrul localității, iar când în 2012 am pierdut alegerile, s-a stagnat și lucrarea de îndiguire. A început în acest an să continue, ceea ce era aprobat de atâția ani de zile, și s-au făcut lucrările într-o repezeală, așa, și într-o zăpăceală, pentru a fi gata la festivalul acesta care avea loc acum în luna august. Și a început de pe ambele râuri. Pe Sasul mai puțin, deși Sasul era mai afectat, râul cel mai afectat în 2006 la inundații. Și s-a continuat și pe Băița, începând de sus în jos, din dreptul proprietății primarului. Cele mai multe probleme sunt legate de nedreptățile făcute după lucrările de îndiguire realizate recent. În dreptul unei proprietăți a Ioanei Trifoi, traseul zidului a mușcat aproximativ 2,5 arii din terenul proprietate privată a familiei sale. Nu același lucru s-a întâmplat în alte zone, unde în dreptul unei proprietăți a primarului Poenar și o altă a surorii sale, lucrarea a mușcat din malul opus, adică din terenul public, oferindu-le astfel edilului și familiei acestuia teren în plus, după zicala "cine împarte, parte-și face". Nici în dreptul pensiunii familiei primarului Poenar lucrurile nu ies pe minus, pentru că la butoane este cine trebuie. Pensiunea beneficiază de o parcare pentru autoturisme și autocare, lucrare care ia din albia râului, că doar este vorba despre primar. Iată că și hoția, nu doar veșnicia, s-a născut la sat. Primarul are acolo și casa în lung care locuiește și mai are o proprietate peste râu. În dreptul proprietății noi construite, primarul și-a făcut un vig serios, așa, și cu fier beton și pus la punct, așa cum au observat toți oamenii, dar nu ești nu drept măcar prin albia râului, ci a venit și a luat o parte din albia râului pentru a-și face acolo un teren de parcare, un teren în fața locuinței, în fața gospodăriei sale și a surorii sale, și și-a prejmuit o bună bucată de teren din albia râului. Albă ale râului a fost împinsă înspre drumul comunal al Botizei, care are probleme și avea probleme de surupare. Unii oameni au reacționat, dar răspunsul lui a fost destul de așa îngânfat și un fel de răspuns că nu o să te tem că te-a luat apa din pat sau cam de genul ăsta. De acolo a continuat îndiguirea până mai jos, unde mai la val, unde am eu terenul. Doamna Trifoi, la mama. Mai întâi a luat din albie să facă un fel de parcare, un refugiu pentru mașini. E parcare acolo. Acolo, în fața casei lui, în pensiune, are și o parcare. Eu vorbeam acum de gospodăria de mai sus, că acolo și-a luat din apă, din albia râului. Iar mai jos, în dreptul casei lui, deși și cu casa a venit în domeniul public și și-a continuat și-a mărit suprafața casei până în șanț, a luat și o parcare acolo în albia râului și din domeniul public, unde își parchează mersi toate, nu știu câte mașini are, multe. Și albiarul i-a împins-o mai încolo, spre grădina omului de vis-a-vis. Omul nu este în țară, cred că nici nu știu dacă a reacționat. El, la fiecare intervenție a oamenilor, spune că așa e proiectul din vremea Doamnei. Deci când vrea el, e proiectul din vremea mea. Când vrea el să fie marele primar, spune că el le face. Nu cred că niciun proiect îți dă voie să iei din proprietatea omului și să-i rupi acolo cu atâta nerușinare și ari întregi de teren. Pentru că vreau să vă mai spun că la Botiza terenul este foarte scump, terenul construibil. Este o localitate cu puțin teren construibil, casele sunt înlocuite una în alta și terenul a ajuns la sume destul de mari pentru un ar de teren construibil. Ori ajungând în dreptul proprietății mele, în loc să meargă drept cu digul cum a mers în anumite locuri, a făcut o curbă și a tăiat din proprietatea mea destul de mult, foarte mult chiar. Și oamenii m-au anunțat și am venit la fața locului și am vorbit cu cei de la Selina, că Selina este firma care lucrează. Și vorbeam cu inginerul să nu cumva să îndrăzni să merge să-mi rupeți din pe stânga. Este amplasat un cazan din vremea lui Ceaușescu, dar nu funcționează de vreo 10 ani, un cazan de fier țuică. Și nu are nicio autorizație. Practic, peretele acelei clădiri unde este cazanul este parte din mal. Deci este efectiv
Da, ar fi trebuit să fie, ar fi trebuit să fie o distanță, adică nu poate să fie peretele unei clădiri face parte din zidul. Da, nici nu da? Nici n-am mai lucrat acolo Selina să facă un alt zid. L-a lăsat zidul făcut de om parte din îndiguire. Deși nu-l văd peretele clădirii nici calitativ, nici da. Zona respectivă pe câțiva metri. Și spune mie că de ce l-a lăsat dumneavoastră? Eu n-am avut lucrările de îndiguire atunci, să las un cazan părăsit acolo și de fapt nu era rolul meu, pentru că și nu era dreptul meu. El, cazanul se află amplasat în zona de protecție Albei Râului, care e o zonă de vreo 5 metri. Și n-are nici autorizație, nici nimic. Și îmi spune că să-l dai afară, că lui, nu el îmi spune mie, inginerul de la Selina, când din acolo zic vreau să mergeți drept și să-mi pot recupera grădina. Așa mi-a promis inginerul Florin, îl cheamă, dar nu mai știu cum, că așa va face și că o să fie bine. După câteva zile, mă sună un vecin de acolo să vin să văd că îmi rupe din teren. Și când vine, inginerul îl chem acolo, zic, ce faci aici? Că nu pot să fac altfel, că trebuie să fie Albea Râului de aici până aici de atâția metri, că primarul nu vrea să-i desfac cazanul ăsta, că o zis că-i frică de el, că ea sparge geamurile și ea sparge mașinile, că ăsta e nu știu cum, și că ce l-am lăsat eu nu știu când să stea acolo. Și nu începe să sape la mine în grădină. L-am oprit și am spus că nu vreau să-și continue lucrările, pentru că eu o să-i dau în instanță, că nu mi se pare normal ce fac ei fără acord. Asta s-a întâmplat de curând, da? De acum, de curând, e vreo 4 săptămâni, cam așa. Au sistat lucrările în zona mea, au continuat mai la vale. Și după o perioadă... Chiar sub amenințarea că nu o să vă fac... Că așa m-au amenințat, nu o să vă fac deloc și nu mă interesează. Deci prima dată a fost cooperant, a fost bine inginerul. După ce a stat de vorbă cu primarul și i-a spus că el nu-l demorează pe celălalt, că să sape acolo la mine, a devenit mai ațăgoș și spunându-mi că nu o să-mi facă deloc, nimic, că nu face deloc, du-te mai departe, dar mie nu mi-ai din teren. El a continuat în aval, s-au mai grăbit, au făcut aici prin centru să amenajeze. Și o perioadă eram plecat, având și alte probleme cu care ne confruntam atunci, aveam și nuntă la Fecior, am mers, am venit, ei au pus, au așezat digul exact cum am zis eu să nu. Și au rupt de acolo și au turnat fundația aceea și au pus la întrebarea e de ce ar fi rupt din terenul dumneavoastră? Păi ei nu aveau Albia, trebuie să aibă, nu știu, 12 metri sau cât trebuie să aibă Albia între cele două diguri și el nu mai avea dacă i-a protejat cazanul ăla amplasat pe marginea râului, în Albia Râului. Și atunci a rupt de la mine. Cazanul, să înțeleagă cei care văd, dar se observă și din imagini, fiind o clădire, practic, o clădire mică în care se află din un cazan care din care, în care se făcea țuică. Se făcea pe vremea lui Ceaușescu, era... Deci în loc să... renunțe la acea clădire, da, oarecum de teama proprietarului, care nu am înțeles oarecum că de teamă, că eu sunt sigură că a făcut-o intenționat pentru a-mi distruge mie terenul, adică la el își construiește teren din Albea Râului și își face parcări și își face de toate, iar la mine din grădina mea unde o cumpărat-o tata cu bani grei, că o muncit, o murit la 51 de ani că a fost miner și ne-o cumpărat să avem unde ne-am plasat noi și ne-a așezat locuințe, el vine și îmi taie din terenul meu cu atâta nonșalanță, fără să îi pese de nici că i-am oprit, nici nimic. Și am mers mai la vale și mi-a turnat acolo așa, pe lângă că mi-a turnat digul și-o luat din teren, în loc să facă măcar împlutură după digul acela cum a făcut la altă lume, el a... partea rămasă din teren, îl trage cu utilajul lui, îl trage terenul și umple acolo ca să nu mai fie nimic rămas din terenul acolo. A rămas o singură dungă din atâția ardei de livadă. Și nu, am făcut sesizări și la apele de la Baia Mare, undeva nu știu. La 2,5 ar de teren. Da, da, și este foarte scump la noi terenul și nu mi se pare normal să iei din proprietatea privată a omului fără să te intereseze. Și altora le construiești proprietate privată din Albea Râului și mie să-mi ia. Mi se pare absurd și oricine vede, toți locuitorii cât trec pe acolo, se miră și îmi spun, dar doamnă, cum i-ați lăsat, dar cum i-ați dat voie să rup atâta, cum i-ați lăsat să vă bajocorească așa? N-au nicio teamă, nicio spaimă. Acum am făcut o petiție și la Ministerul Apelor să văd. Dar asta nu este numai singura șicană pe care mi-o face primarul. Primarul non-stop, într-o bătălie continuă cu mâine, când a început domnia lui la primărie, să zic așa, de atunci el se crede un fel de Zeus, nu-i... cu multe alte probleme. Astfel, grupul de interese personale al primarului beneficiază de facilități peste facilități. Primarul deține utilaje care lucrează tocmai la îndiguiri și reabilitări de ulițe finanțate de către, ați ghicit,
Același primar, el centrează, el dă cu capul. Desigur, ne-a asigurat Florea Poenar, totul este legal. Firma, cu utilajul reclamat de cetățeni că scormonește prin banii primăriei care ajung acasă la edil, e pe numele soției, iar soția l-a închiriat firmei Selina, executanta lucrărilor. Vedeți ce simplă este această rețetă de tip mafiot? Sursele noastre mai spun că nici magazinul primarului nu o duce rău, mai ales că de aici se fac cumpărături din bani publici cu ocazia sărbătorilor din comună, dar toate acestea din urmă pot fi doar răutăcisme. Dacă mie mi-a tăiat indemnizația de consilier, fiind prezentă la ședințe de Consiliul Local... Și... Adică v-a tăiat indemnizația? Bine! Mie la ședințele... Eu eram la ședința și ordinară. Sigur ați fost atunci? Sigur, dar este, care... este tabelul cu semnăturile noastre. Eram prezentă și la ordinară și la extraordinară și în două luni, în ianuarie și februarie, am fost indemnizația, mi-a plătit o ședință de comisie sau ce, foarte puțin, în timp ce consilierii lui absenți de la ședință și avem dovada, că am și cerut o copie, n-au vrut să mi-o libereze, deși eu mă întâlnim în instanță cu siguranță, n-au fost la ședință deloc și primeau indemnizația întreagă. La întrebarea mea că n-ați avut raport de achiziție, n-aveau nici ceilalți încă făcut niciun raport. Nu mi-au cerut în 2 ani de zile aproape niciun aviz, deși sunt președinte la Comisia Pază, Ordine și Juridic, nu știu ce denumiri o dată e acolo, ultima comisie. Nu mi-au cerut niciun aviz la niciun proiect de hotărâre. Și ei trebuiau. Stai un pic. Hotărârile de Consiliul Local au trecut, au fost votate fără avizul comisiilor? Da. Da, da. Nu, nu e cerut la niciun... 2 ani de zile? Da, la niciun fel de... Că nu se depun mai întâi la comisii? Păi se depun, proiectele? Dar nou, nu ne-a cerut nimic, nu ne-a dat dinainte. Vedeți că ne trebuie avizul la asta, ne dați, fie favorabil, fie nefavorabil, că puteau să-și evită hotărârile. Păi juridic mai sunt valabile hotărârile alea adoptate? Păi ar trebui să nu fie cele care se regăseau și la care avem noi... Păi, și prefectul? Nu ați fost la prefect? Ba da, am fost și la prefect cu o hârtie și nu era prefectul la birou, era doar, m-am întâlnit cu domnul subprefect Sandu Cosma, i-am înaintat și l-am înregistrat acolo, este înregistrată. Nu știu ce măsuri s-au luat, nu știu dacă hotărârile au rămas valabile, pentru că trebuia să mă lupt cu primarul și cu alte probleme și avem non-stop un război, non-stop, și nu înțeleg de ce și nu văd de ce, oricât mă întreb de ce trebuie să se războiască atâta cu mine. Ce probleme are, nu știu. Și multe altele. Vă mai spun un exemplu. La Băile Botiza, toată lumea auzit de Băile Botiza, sunt niște băi cu apă sulfuroasă și sărată, cu un conținut bogat în sulf. De pe vremea de sute de ani, toată lumea știa să vină la Băile Botiza. La un moment dat erau ale Sighet Forului, o societate de la Sighet. Și le foloseau și ca băi comunale pentru muncitorii lor angajați și venea și lumea de pe sate și făceau tratament în vremea aceea. După ce Sighet For a dat faliment și... și-a vândut toate activele și de la Botiza și de pe Baicu, de la Dragomireș, Borșa, unde aveau active, au scos-o de 2 ori la vânzare, nu au luat-o nimeni, a 3-a oară, în 2000, am cumpărat eu. Erau în paragine, arătau urât ca după un război, toate erau dărâmate și am zis, poate, fiind apă bună, poate facem ceva pe ele. De atunci, fără niciun fel de proiect, am început cu banii copiilor care sunt în Franța și sunt bine, mersi, să nu le amenajăm, să nu le lăsăm așa în paragină. Tot amenajăm, tot băgăm bani. Am cumpărat 16 are acolo de teren, unde erau amplasate clădirea băilor și anexele de la clădire. În jur era terenul primăriei, care era pe statul român, 1,57 de hectare. Și îl foloseam, l-am închiriat încă din vremea mea, îl închiriam pe un an, pe trei, pe doi, pentru a-l menține curat și de a-l amenaja și să fie curat acolo când vin oamenii să se retragă un pic, să stea la umbră, să fie o zonă de agrement. După ce a intrat primarul, eu aveam închiriere din 2011, pe 5 ani, băiatul meu mai bine zis, pe firma Mircea Mara, că el avea firma. L-am închiriat pe 5 ani, a intrat primarul și a început să-l facă bucățele și să-l reînchirieză unor altor persoane, terenul care, pentru care plătisem și avem chitanțele. Normal că am făcut o plângere la parchet, au durat cercetările astea 2 sau 3 ani de zile, tot au venit și de la poliție și ne-au luat declarații și la cei care deținut terenul și lui, au dus tot felul de hârtii, că vreau să-l reamenajeze ei, că unul își păștea cai, altul își crepa lemnele, altul și-a amplasat acolo un garaj,
Toată lumea a făcut ce a vrut. Adică în timp ce dumneavoastră aveați contract de închiriere. Contract de închiriere, aveam până în 2000. Închiriat altora ce deja da, era da, închiriat da, de da, da, firma da. Băiatului dumneavoastră, da? Da, și știind că este abuz în serviciu și am scris, am scris parchetului. Rău a fost că în 2000 și, nu știu, înainte de 2016, când expira contractul, băiatul fiind în Franța și a făcut o firmă franțuzească, desfințat firma Mircea Marcu. Mi-am dat seama. Și canat până la urmă și da, și de, asta dar noi aveam angajați, dădeam de lucru oamenilor. Din ce am povestit și cu băiatul dumneavoastră, sigur, și canat la un moment dat, mergând dincolo... Supra-saturat, da. Deci hai să închidem și povestea că cum mare de lucru în străinătate și da, dar le-am dat atât dacă o... erau lucruri în regulă, nu cred că ați fi renunțat atunci la firma care a gestionat acel teren. Nu, pentru că erau și oameni angajați, le-am dat și pâine oamenilor din sat, era și frumos, veneau și oamenii din sat, fac tratamente, nu este o firmă să aducă încă profit, că pentru mai trebuie amenajări și mă întreabă primarul la un moment dacă și așa n-ați amenajat nu știu cât acolo. Păi cum să poți să-ți... pulsezi bani acolo când el te îngrădește din toate punctele de vedere și știind că avem nevoie de spațiu și am avut un pod în cadrul pugului de amenajarea terenului și este prins ca zonă de agrement pentru că trebuia făcute acolo rondeluri de flori, pasarele peste apă, că sunt și dincolo izvoare cu ape minerale, teren de popice, de tenis, de... și noi am vrut, să, mai ales că am și făcut niște șanțuri și am desecat acolo, că eram laștină, cum se scurgea de pe dealuri, și am început să investim. Dar primarul a considerat că, deși am rugat și am atâtea cereri la primărie, și m-am adresat Consiliului Local. El și-a instruit consilierii care votează orice, zice primar, indiferent că e bine pentru comunitatea sau nu e bine, ei votează orice, care majoritatea. Și mi-au spus că o să-l amenajeze ei cât o mai rămas. Acolo era un teren frumos, că pe vreme era amenajat când eram eu acolo. Erau festival, ei se țineau sărbătorile festivalului pentru mândra din botez. Așa acolo veneau oameni, aveam o scenă din lemn de brad, amenajat acolo, frumoasă, rustic, așa cum se stă bine unei comunități, nu o scenă din metal, cum se aduce acum de 200 de milioane, se amplasează în centrul satului pe asfalt. Oamenii stăteau la umbră, stăteau pe dealurile alea ca pe un amfiteatru și priveau la spectacole, era frumos. Acum... E o sărbătoare oarecum câmpenească. Oarecum, da, și relaxantă, pentru că trebuie să stea. Unul stătea cu niște mici sub un arin, celălalt sub un copac, din coace, era frumos. Aici e în centru, pe asfalt, stai, acolo te bate soare în cap, un scaun sau... Acolo a început, de fapt, acolo a început, sărbătoare. Acolo am început, acolo da. Ați dat titlul de cetățean Petreuș, de onoare, da? Da, primul când festival. Când trăiau ambii frați, nu? Cu un an înainte de a muri Ion, chiar l-am decernat exact. Primul, le-am decernat titlul de cetățean de onoare și mi-aduc aminte că plângeau amândoi și că este prima localitate care le-a dat un... o valoare, pentru că eu am considerat cei mai buni rapsozi ai Marea Mureșului și nu numai și a țării și am zis că merită să fie și mai ales că în cântecele lor era mult cântată botiza și am considerat că așa era frumos. Acum, numai pentru faptul că se învecinează cu pensiunea mea, n-am mai vrut să fie acolo festivalul, l-a făcut el treaba lui, dar nu era, am zis, domnul primar, puneți-l la licitație și cine dă mai mult, aduceți bani și la Consiliul Local și eu, al doilea, am dreptul de preemțiune pentru că eu plătesc din 2000, am chitanțele, toate le-am depus la parchet și e normal că cel care este vecin, în primul rând, are drept de preemțiune și eu că am și ținut atâta timp terenul ăla și l-am plătit fără să scriu la APIA sau să iau bani, sau, ci doar ca să mențin acolo o ordine și o zonă frumoasă. N-a vrut nici de cum și a instruit consiliere și a zis că pe restul cât a mai rămas și nu l-a împărțit, a mai rămas o bucată acolo chiar lângă mine. Mi-a promis primarul, dat mâna cu mine și a zis că ăla o să mi-l dea mie, că o mai rămas o bucată acolo și o să mi-l dea mie ca să mă pot desfășura. Dar până la urmă, așa cum îl știu, și am spus atunci, o să mergi și o să-ți instruiești consiliere și nu o să fii de acord, nu cred. Și el a întins mâna, am zis că nu, să sperăm că măcar de acum, deși până acum mi-a făcut atâtea rele, dar are copii și nu se teme de Dumnezeu, nu știu, odată și odată oricum o să plătească. Că nu mi se pare normal să te răzvrătești cu un om. Eu am fost și eu servitoarea satului atâția ani de zile și un respect trebuia să-l aibă față de mine și de vârstă și de pregătire, că el nu, el a venit cu 10 clasă la primărie, amu își face studiile și le mai, cum le face și nu mi se pare corect cum se comportă un om. Un om adevărat nu așa s-ar fi purtat. Doamna Trifoi, ați spus că a venit la primărie cu 10 clase?
Da, atât a avut când a intrat primar. N-avea niciun liceu, nici... Da, întrebarea e, de ce această ură? Pentru că l-ați ajutat direct și indirect cât timp ați fost dumneavoastră primar. E adevărat că vă umbla în casă și doamna? Chiar le i-am ajutat. Că el era, eu n-am nimic, că toți oamenii muncitori că devin ceva e meritul lor și așa, și eu chiar am considerație, dar el atunci i-am dat lucrări în comunitate să-și facă o firmă și să-și facă lucrări mai mititele, mai mici, așa, că el era întâi lucra la o altă firmă cu ziua, așa, la Trifoi din Bad. Și după aceea soția atunci lui era zilier înainte să zilier, fie. Da, și înainte soția lui mi-a țesut covorașe, carpete și zicea ea, ești mai bună ca mama noastră și veneau la mine și de ziua mea și așa, veneau în casă și eu am vrut să-i ajut și i-am ajutat, chiar mi-a ajutat. Plăteați, mă gândesc, nu? Sigur că carpe, da. Adică vă făcea... Da, sigur, i-am lucrat și eu îi plăteam pentru manopera și pentru... Dar cum a ajuns să fie așa? V-a mai cerut și bani așa că mai necăjiți? Nu, știți, vreau să fiți sinceră. Eu știți sincer, de ce, uitați, avem aici crucea și rozarul spartele nostru. Mie nu mi-a cerut să-i dau că-i mai necăjit el. Eu v-am spus, ea mi-a lucrat, i-am plătit. El, lui i-am dat lucrări, i-am plătit de la primărie că lucra pentru comunitate. Altor oameni nu știu. Da, așa se mai dați în avans, poate, nu? Nu i-am dat în avans. I-am dat numai când mi-a lucrat. Ei i-am dat, dar... Da, dar vă mai ruga să vă lucreze pentru că avea o situație mai grea, da? Nu mai aveți să-mi dați... Ea venea și spunea că mai au săptămâna asta, mai au nevoie de niște bani și așa. Eu i-am înțeles că și toți copiii din boteza mea erau și mai ales că mi se părea că e un om muncitor, așa, și să-ți bate și să facă ceva, să lucreze, să-și câștige bani și eu vroiam să-l ajut. Nu știu de ce atâta ură și atâta înverșunare, pentru că noi eram... Am vrut să dați aceste exemple despre care mi-ați povestit pentru a pune în antiteză cele două laturi ale primarului, pentru că aversiunea lui este față de dumneavoastră personal, față de băiatul dumneavoastră, față de alte rudenii pe care încearcă să le elimine, să le îndepărteze din business, din viața comunității până la urmă, pentru că dacă oamenii își pierd locul de muncă și o să vedem în cazul care urmează, atunci sigur că se simt foarte, foarte rău, că spunea cineva că cel mai rău lucru este să fii bolnav și să fii dat afară din serviciu, o să vorbim imediat. Da. Adică e greu de crezut că s-a ajuns la așa ceva. I-ați mai dat de lucru, nu? Când chiar i-a spus să-și facă o firmă, mi-a povestit. Și-a făcut o firmă și am fost cu el și la Baia Mare. Vroiam să-i dau și lucrările de la școală, numai că atunci firma lui era prea mică și n-avea angajații necesari și ingineri și hârțogările care trebuiau pentru lucrări așa mare de anvergură cum erau la școala noastră. Și o luase o altă firmă și de atunci a început supărarea lui că eu n-am putut să-l ajut. Nu eram nici la guvernare, nu erau ai mei la conducerea Consiliului Județean, nu aveam cum să-l... Și a început de atunci așa o luptă că el n-a luat școala și a luat o Trifoi de la Vad și cu, nu știu, cu firma lui. Erau atunci, era PDL-ul, ei erau PDL-ii și probabil... Nu era cu licitație? Păi solicitat, eu nu știu, la nivel de inspectorat școlar, că nu noi am făcut licitația. Și a început așa o luptă acerbă împotriva mea că el n-a luat astea. Dar eu i-am dat grădinița din băieții, i-am dat lucrări la primărie, care una, două începe să... nici n-au fost de calitate, că mulți nu vreau să semneze recepțiile, când au fost le-am mai refăcut. Dar principalul e că eu am pornit cu suflet bun spre ei și vroiam să-i ajut în orice fel. Grandomania lui și dorința lui acerbă de a ajunge primar, de a face orice să ajungă primar și așa și a ajuns prin orice mijloace, asta nu îi dă dreptul să-și bajocorească pe celălalt. Nici el, dacă n-ar mai fi primar, i-ar conveni când a venit altul. Eu vreau să vă întreb, că eu m-am interesat și așa am aflat și povestea, că vă umblau în casă și că vă făceau anumite lucruri pe care sigur dumneavoastră le plăteați. M-am interesat cam cine sunteți dumneavoastră. M-a întrebat unul, doi, care m-am oprit și la piață și... Știți că să fi avut probleme cu legea când lucra prin țară? Așa spun oamenii. De ce zic oamenii prin țară? Zic ce zice gura lumii, da? Și o să-l întrebăm și pe domnul primar că avea perucă la nuntă. Dar am auzit și eu varianta asta, dar... Da, așa vorbește satul. Nu știu acum, să vă spun eu, n-am fost cu el la lucru în țară, n-am fost la sfeclă, n-am fost să știu ce a făcut acolo. Eu numai, așa ca și dumneavoastră, tangențial auzisem atunci mai de mult.
Nu m-am interesat, nu știu, dar așa se auzea că avea ceva, nu știu ce a avut. Da. Ce veți face în continuare? Ați spus că ați făcut la APE, ați mai fost și pe la prefect. Atunci vi s-a dat indemnizația, da? După aceea, da, dar nu și cea care mi-a fost luată. Aia nu mi-am să mai da și de atunci o veni și cu avize pentru comisie la anumite proiecte de hotărâri. Până atunci nu știu că existăm. El are un fel de a conduce așa după mintea lui că el nu trebuie să se supună niciun fel de legi. Pentru că m-am uitat și acum un exemplu mărunt și banal, dar la invitația lansată pe Hora TV pentru festivalul din Botiza. Toate primăriile știu și au atât în minte, zice primăria și Consiliul Local mă invită la sărbătoarea satului. Sau toată lumea așa pune și pe afișă. La el afișul, dacă vă uitați la Hora Satului, m-am râs eu singură. De primăria, Comunei Botiza, vă invită să o luați pachet. Pentru el, Consiliul Local n-are nicio valoare, că ceilalți sunt subordonați, orbește lui. Cât sunteți? Noi, trei de la PNL? Trei de la PNL și 8 de la PSD. Erați atât de PSD-istă încât oamenii spuneau când vedeau buletinul de vot, florile doamnei la trandafirii. Așa de pe era conceput PSD-ul, logo-ul PSD-ului. Trandafirii doamne. Am votat cu trandafirii doamne, a lui Iliescu, așa știu. Nu e prima mare trădare a conducerii față de oamenii. Dar eu am participat și la organizațiile din fiecare localitate, să le punem pe picioare. Și am fost vicepreședinta partidului și am avut cel mai bun procentaj. Deci nu meritul primarului de acum este că Botiza este PSD-istă. Ei vor vota cu PSD-ul că ei erau majoritatea mineri. Minerii au prins atunci niște pensii frumoase și salarii compensatorii și nu știu mai ce de la PSD și așa au rămas. Dar la Borcut ce faceți acolo? Mai acum extindez, acum mai la Borcut, la Borcut sunt îngrădită, efectiv îngrădită, pentru a nu mă putea extinde, a nu putea face o zonă frumoasă, atractivă. Avem potențial, pentru că avem câteva săli de baie cu ciubere din lemn, cu piatră, cu apă bună. Avem un pat pentru masaj, avem tenis de masă, avem o terasă, un bar, deci o pensiune unde se pot caza oamenii și vroiam să ne dezvoltăm, să fie, pentru că Botiza fiind o zonă turistică, nu înseamnă turism și nu înseamnă amenajarea comunei numai de la primărie până pe magazinul primarului. El atâta, acolo își bagă toți banii și face, te pune floricele și pune stâlpișori și lemnucă și nu știu mai ce pune. Deci și proiectul ăla de amenajare a centrului civic e din vremea mea, că eu l-am făcut. Că majoritatea proiectelor le continuă sau reface după 20 de ani, apa mai trebuie refăcută, că vedeți dumneavoastră că trecut atâția ani și așa. Dar asta nu înseamnă că... A prosperat, da. A construit mult încă la pensiunea unde spuneți că și-a făcut parcare, nu? Și-a făcut multe și-a camere. Și-a făcut parcare, și-a făcut camere, și-a extins pensiunea, și-a cumpărat terenuri, și-a făcut, construit casă, o altă casă mare, acolo și-a amenajat foarte fain digul cu întăriri pentru a face pot, zic da, oamenii mai de acolo. Mai are utilaje cu care lucrează tot pentru localitate? Da, eu mă mir că am văzut utilajele lui lucrând și la îndiguire și la uliți când s-au primarul din pietruit. Consiliul Local din banii dă tot la mașinile lui, la firma da, lui, da, la da, da, lui? Da, pe ei, da, prin Selina, că Selina le-o sub antrepriză le-o fi închiriat și... Păi nu e foarte în regulă lucrul ăsta. Păi, utilajele lui tot timpul lucrează, să știți. Oamenii care erau angajați la firma lui și utilajele lui și punțile astea din lemn le face fratele lui, toți și el a lui, el cu a lui face totul. Banii merg la ei. Nu, mai era o singură firmă din Vișeu care încă nu știu cum câștiga toate licitațiile cu care se înțeleg foarte bine și ori de câte ori am cerut niște date concrete și pentru pășunatul și terenurile, sunt foarte multe localității Botiza pe care le-a constituit într-o asociație de creștere animalelor, unde și-a pus acolo omul lui președinte și nu a făcut nimic cu banii, nu un metru de teren nu l-a curățat de scăie sau să amenajeze și bani s-a luat cu nemiluită de la apia. Noi am cerut și directorul școlii, fostul director a cerut o situație, nici până în ziua de astăzi, nici nu vor să ne dea și când cer. Am cerut tabelul cu prezența la Consiliul Local, atunci când mi-a tăiat indemnizația, nu a vrut să mi-o da, că-s date secrete și nu știu ce vede date secrete, nu am cerut datele personale consilierilor. Și
Nu vor. Ne spun ce vor sau când are sume mari cuprinse la ceva, zice, și alte cheltuieli sau la nu știu ce capitol le bagă, au așa niște învârticușuri, ceva ce nu e regulă. Nu știm nimic, am anunțit să ne explice, asta costă atâta, folosește capitole, să zicem că eu, dar am fost primar, dar eu, dacă îl întreb pe un consilier de Europa care, ce înseamnă capitolul 57, nu știu care sau nu știu cât, el așa vorbește în ședință. Foarte mare economist și foarte bine știe, le știe toate și le bagă pe unde cum. Pe urmă s-a apucat și de școală după ce a ajuns. Face școli, face, ajunge mare om. Manța Ilișca este sora Ioanei Trifoi. Ea ne-a declarat că a ajuns să se îmbolnăvească din cauza terorii la care a supus-o primarul, care, neputând o da afară pe motive profesionale, i-a desființat postul din organigramă după ce a tratat-o ca pe câinele primăriei. Am fost angajată la primărie după disponibilizările de la dispensarul veterinar. Am vrut să-mi deschid o farmacie sub oblăduirea unui medic. Și sora mea, fiind primar, m-a rugat să intru, că a primit o circulară, să fie angajați operatori însămânțători la animale. Și nu am vrut. Și m-au convins până la urmă. Am fost și am făcut și la DEJ ceva în practică și așa. Și am fost angajată la primărie. Lucra la primărie. E când a intrat domnul primar din a patrălea zi, tot timpul m-a întrebat, dumneata, ce faci? Zic, haideți cu mine să vedeți ce fac eu. Nu, bine, nu a venit. Cred că n-avem nevoie de dumneavoastră. Aveți nevoie, dați-mă afară. Ei, nu m-au dat-o. Mai trecut un an. Mi-au cerut rapoarte de activitate în două ședințe. Am fost și am dat raport de activitate în a treilea. S-a gândit domnul primar să mă dea afară și mi-a cerut raport de activitate și a zis că n-ar avea nevoie de mine, că să mă privatizez. Oriunde să mă privatizez cu 3 ani înainte de pensia. Și consilierii atunci n-au fost de acord. Au zis că avem nevoie de specialiști în localitate și că nu mă aduce din altă parte, nu știu ce. În 2017 a fost din nou Consiliul Local și ca să a început să-mi taie zile de la servici. Eram prima eu cu omul de servici care semnam condica zi de zi. Nu mai era nimeni semnat în condică, dar noi eram primii, eu și el. El mergea la curățenie și eu mă duceam să nu-mi taie ziua. I-a spus domnul primar că să stau acolo 8 ore și am zis că ce adică bine. Munca dumneavoastră fiind una de teren. Una de teren, da. Vă ocupați. M-am conformat. Am zis, bine, domnul primar, chiar am glumit. Zic, îmi fac buzele, unghiile și mă fac doamnă de birou. Și am stat 2 săptămâni la birou. Stăteam, că nu aveam birou. Stăteam acolo unde era contabilul, casierul. Stăteam pe un scaun pur și simplu. Că nu aveam ce să fac acolo. Pentru că eu lucram și sâmbăta, și duminica, și noaptea. Noaptea și vă mai chema. Pentru ce vă chema oamenii noaptea? Și pentru tratamente, și oricum am fost mai glosul comunității, dar normal. Și mă pricepeam și mă chema oameni. Și am stat acolo. Apoi mi-a spus, doamna Manța, m-a chemat la dânsul, să nu mai stați aici. Zic, domnul primar, dar eu de când v-am spus că nu e serviciul meu aici? Păi, dar zic, unde să stau atunci? Păi zice, să stați pe coridor sau în fața primăriei. Păi domnul primar, eu nu-s câinile primăriei să stau pe coridor și în fața primăriei. Păi oricum, o zis, oricum scap de dumneata. Mă chema aproape în fiecare săptămână și zicea, am avut reclamații. Sora dumneatale mi-a făcut reclamații și te dau afară. Domnul primar, eu nu cred că v-a făcut ea, ca știi. Și nu cred, pentru că și ei au fost primari și la rândul ei au avut reclamații și nu i-au plăcut. Și nu cred și că se ocupă. Care a fi fost legătura între reclamații? Dar normal și să mă dea pe mine afară. Vă teroriza, vă simțeați? Da, cum? Încercam să mă apropiu de dânsul. Îi spuneam, domnul primar, tot încerc să mă apropiu de dumneavoastră. De ce nu mă lăsa să mă apropiu de dumneavoastră? Că nu v-am făcut niciun rău, să-mi dai Dumnezeu mie și eu ca femeile. Na. Zicea, ce să vă apropiezi de mine, că eu am nevastă. Vai, domnul primar, că vă pot fi mamă sau soacră sau e genul. Și așa, era și ironic după ce vă ironic. Apoi s-au împărțit telefonii la salariați. Eu n-am avut dreptul la telefon. Din cauza vă dați stresului. Seama că m-am îmbolnăvit. Chiar că nici nu mi-a părut așa
de tot rău când m-a dat afară, pentru era că atât de terorizat eram, încât da, parcă v-a simțit da, și ușurată într-un da, fel. Da, m-am simțit culmea ușurată. Și ușurată da. Că am făcut și o plângere, am scris la parchet mai multe capete de acuzare ce am scris drept acolo, la care mi s-o da răspuns că ziua mi-a fost tăiată de viceprimar și că nu de dânsul. Ăsta mi-a fost răspunsul, deși am avut mai multe capete de acuzare. Apoi, până la urmă, mă sună sora mea, fiind un soră, în 24 aprilie 2017. Nu, zice tu, soră mea, te-o dat afară. Zic, cum? Că nu era vorba. Încă, chiar că ultimele zile parcă se purta mai normal ca și șef de instituție. Cum să mă dai, dar nu povestit. Cum? Bine, cu tot cu post. Deci el atât au încercat să mă dea afară de când a intrat și nu avea motive. Pentru că schimbat n-avea. Organigrama cumva? Da, a schimbat organigrama ca să desfințeze și postul și să se scape de mine cu orice preț. Că nu am ce căuta acolo. Ori nu eram angajată la firma dânsului. Lucrez din 79. Lucrez în această localitate cu acești oameni. S-au folosit de mine toți. Puteți să întrebați pe oricine. La orice oră. De bază oră. Fiind medic veterinar? Nu. Asistent. Asistent. Asistent da, veterinar. Asistent veterinar da. Mai aveați puțin până la pensie, sub un an? Exact un an. Deci dânsul m-a dat afară în 24 aprilie și eu în 28 martie intram la pensie. E drept. Pentru că am lucrat la dispensarul veterinar fiind mediu toxic cu animalele și cu medicamentele, am avut grupa a doua câțiva ani. Știți? Și atunci încă n-am împlinit vârsta, dar mi s-au recalculat anii care... Și... Cum ați registrat până la urmă? Ce ați făcut până în ziua de azi? Până în ați ziua până de la astăzi am ieșit la pensie, da? Am ieșit... Acum chiar sunteți ușurată, să spunem așa, sunt, chiar dacă aveți la primul ochi sunt, acum deși, când vă aduceți aminte de... Am o pensie destul de mică după atâția ani de muncă, dar mă simt bine așa, mă simt bine, liniștită. Când măcar nu-l văd. Și când îl văd pe drum, mă credeți, când îl văd pe drum între sare inima, atât am o terorizat și atât am... Eu eram oaia neagră a primăriei. Da, mă sunau și sâmbetele și duminicile și noaptea și chiar și în ziua de Paști mergeam. Făceam însămânțări la vaci. Vă dați seama că nu e așa de plăcut în graj de vină, nu-i domnul primar, că asta a fost meseria mea, dar... Nu-i plăcut, și mai ales la o femeie. Nu a fost așa de ușor. Atunci când m-a ținut acolo la birou, mergeam seara, că mi-era rușine de oameni, că am lucrat o viață cu ei. Și zice, doamnă, visăm. Și mergeam după cele 8 ore și făceam însămânțare la vacă. Și chiar și tratamente la alții. Și de ce au avut nevoie oameni, am fost prezentă la orice oră. Chiar vă dau un exemplu. Acolo are o vecină peste drum de dânsul, în ziua de Paști, poate să confirme femeia că m-a sunat și o zis, mi-e rușine, dai zi, ni mâine. Și m-am dus în ziua de Paști și am făcut însămânțare la vacă. Pentru că mi se pare normal că lucrez, am lucrat atâția ani cu oamenii ăștia. La fiecare m-am dus la cotiț și la graj de atâția ani de zile. Salarul meu, ce să vă mai spun, era de 900 de lei. Cel mai mic salariu din primărie nimeni nu avea cât mine. Chiar și dintre, deși dânsul gândește că, vai, atâta îl iubesc de mult salariații, și salariații se mirau dintre ei că ce salar aveți, doamnă. Și așa s-a terminat povestea mea cu serviciu, fără un an până la pensie. Vă doare până la urmă... dumneavoastră v-ați iubit meseria, nu condițiile, așa cum spuneați, nu-i nimeni vinovat în ce condiții lucrăm fiecare dintre noi. Da, normal. Dar lipsa respectului v-a deranjat. Lipsa respectului, pentru că în primul rând aveam o vârstă și lucrasem atâția ani în localitatea asta și cu un an înainte de pensie. Gândiți-vă dumneavoastră logic, e normal să dai un om afară cu un an înainte de pensie din servici? Eu nu cred că e normal. Bun, dacă ar fi avut motive temeinice, acum asta ar fi nu cu situația. Nu, motive, de ce dar o desfințat postul. Desfințarea organigramei, da, da. Având în vedere conflictul cu familia dumneavoastră, cu sora, cu băiatul doamnei primar,
Înțelegem clar că este o răzbunare pe familie. Da, soția lui și fiica mea lucrează la farmacie aici, în localitate, și dădea telefoane la șefa ei, că aparține de satul mare. Și dădea telefonul la șefa ei, că nu-i la servici, că haida să vedeți, că nu s-a prezentat, că nu știu ce să-i facă rău. Deși directorul o cunoștea de ani de zile, că o lucra cu ea și știa cine. A, se prezenta la telefon, că ne spunea cineva de acolo, sunt doamna primăriță de la Botiza și vreau să vă spun că nu știu ce cu farmacia asta și nu luați măsuri și nu se deschide și să ne facă rău la toată familia asta, adică urmărea. Doamna primăriță, care nu era în organigramă, să spun, nu există, da, dar primăriță. Așa se... Primăriță era înainte de domnul Poenar. Da. Am înțeles că... Dar nu știu de ce atâta ură, că nu i-am făcut niciun rău niciodată. I-am spus și dânsului, vreau să-mi dai Dumnezeu mie ce v-am făcut dumneavoastră. De ce aveți cu mine atâta răutate? De ce îmi purtați? De ce? Ce v-am făcut? Spuneți-mi. Păi așa vreau eu. Zicea... Dar în primărie cum era cu ceilalți? Păi cu ceilalți se purta normal, doar cu mine. Eu eram o aia neagră și cu mine avea probleme tot timpul. Mă chema la dânsul. Trimitea pe omul de servici să mă duc la dânsul în birou. Și apoi vă dați seama când spunea că ce vrea dânsul. Un cetățean din Botiza rupe tăcerea și ne spune că deja digul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și Selina l-a reparat. Tocmai pentru că a fost deviat cursul natural al râului, apa nu face o curbălină vis-a-vis de proprietatea primarului și a surorii acestuia, ci cade cam perpendicular pe una din laturile sale și a săpat deja sub digul proaspăt făcut, fiind de voie de intervenția firmei care execută lucrarea. Cât va ține totul, mai ales că sezonul ploilor și al viiturilor abia urmează, iar lucrarea este nou-nouță. Un cetățean în comunii Botiza, mă numesc Moș Florea, numărul căsă 664. Ați făcut o reclamație la prefectură. Am făcut o reclamație, am sunat la prefectură, fiindcă când a venit să o diguiască apa cu proiectul, cu nu știu cine, domn primari, eu cred după mine că s-a bătut de la proiect. E acolo partea cei din acolo, partea dreaptă, cum stăm pe sus, o apii umplut, o făcut digul după umplutură. Am zis, domn primar, exagerați de tătul tătului, băgați apa asta în drum. Aici pe noi, partea asta, pe timpul lui Ceaușescu ne-a mai tras cu gardurile, 2 metri, ca șofoleja, că i-a tărupt apa. Și n-aveau cetățenii pe unde să treacă și ne-au împins cu gardurile. Am să exagerați de tăi, puneți digul, am upămilul cu râului, ce face? O să ce mă tem că m-a luat apa din pat? O vorbi cu mine pur și simplu la mișto. Domnule, mă, nu vorbiți cu mine așa ca cu... Am un video și la ochiul liber. Nu faceți scotul ăsta așa mare. Să margă apa în direcția ei, să margă drept, că e oricum și cum roade apa. Să fie digule lui Sântetru cu ani de zile roade. Acum când au fost ploile astea, o să pas sub cășiță, au venit ăștia când căs aici cu buldo și au băgat acolo cu niște bolovani, umplut acolo cu niște bolovani. O rosapă. Exact, să nu se vadă. Acum au venit un pic de apă, nu a venit apă mare, dar peste ani de zile și de acele. Și rupe drumul iar ei. Nu au putut acolo, că au de unde să rămâie și lor. Păi că eu înțeleg că și lor le trebuie, că la toată lumea ar trebui parcare și larg și să fie, da? Să se îndreptat un pic cotul acela, bare la un metru jumate, 2 metri, nu era cotul acela, nu bătea apa aici în drum. Nu a vrut, așa a vrut, eu am sunat pe la prefectură, o să veni, nu știu, a venit, nu a venit, nu m-am mai întâlnit cu nimeni, nu a venit nimeni să mă întrebe, să arăt. Digule-ți făcute, ce ne le sparge numai poate că Dumnezeu, eu de unde să știu. Contactat telefonic, primarul Florea Poenar dezminte toate acuzațiile, inclusiv zvonul că a fost prins la furat sfeclă prin țară și că la nuntă purta o perucă din cauza faptului că ar fi fost uns la zero. Oricum, imaginea cu proiectul care taie din proprietatea lui Trifoi îl contrazice total. Vedem faptul că malurile au o continuitate logică în proiect, dar la fața locului nici vorbă de acest lucru. Apele Române a făcut proiectul pe unde s-a făcut acum. Deci pe aceeași locație unde s-a făcut acum. Acum s-a respectat un proiect. De ce inginerul i-a spus la fața locului să fie drept, o să fie așa și pe urmă a primit ordin de sus, de la primar și așa mai departe? Am aia spus că e varianta invers. Și dacă vrei să rău poză cum a avut înainte acolo, să rău. Vin. Deci înainte să discut lucrurile astea, să mi le impui mie, trebuie să vezi proiectul. Primari, eu vă întreb, nu vă impun, vă întreb, clădirea aia ce e acolo, casă? Funcționează ca și casă?
Nu figurați ca și casă. E cazan de făcut uică. Cazan, nu are nicio autorizație. Are, adică ați ocolit cazanul ca să luați din grădina dânsei sau din curte. Nu am ocolit cazanul, noi am respectat un proiect. E o diferență. În față la pensiune la dumneavoastră, ați făcut parcarea aia acolo, ați luat din mal. Pe urmă mai sus, unde aveți o altă casă dumneavoastră, unde sora dumneavoastră, ați intrat foarte mult, ați făcut o curbă ca să le faceți loc cât mai mare. Spune și vecinul de vis-a-vis, am luat interviu, domnul primar. Stați un pic, e mai multă lume. Dacă nimeni nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră oamenii ăștia, mă rog, e treaba dumneavoastră. Vă rog. Domnul Rus, stați un pic, dar opriți-vă, dumneavoastră mă acuzați niște lucruri. Aici este un proiect. Deci nu eu dirigez unde să margă Digo, ai înțeles, domnul Rus? Nu eu dirigez, în primul și în primul rând. Deci dacă mi-e teamă acuz pe mine de lucrurile astea, păi dacă, de exemplu, cursul ăla are un râu și l-ați schimbat și l-ați făcut mai domnul, perpendicular domnul, pe mal, eu n-am schimbat niciun curs. Atunci vă întreb, de ce o veniți să, după ce l-o terminat, o veniți să mai bage pe dedesubt, că o lovit apa, lovește perpendicular în mal? Vă acuză domnul vecinul Rus. Care v-a făcut la prefectură, domn primar, nu le-am făcut eu, vecinul care v-a făcut la prefectură plângere, mi-a dat declarație. E specialist în hidro? Sau e topograf? Sau nu știu eu, nu înțeleg eu lucrurile. Oamenii au dreptul să vorbească și dacă nu specialiști. Da, sigur. A, da. Deci toată lumea are dreptul să vorbească, dar trebuie verificate lucrurile exact. Păi, domn primar, asta fac, da. Băile pe care le are doamna acolo. Peste contractul de închiriere, ați închiriat la alții? Nu a avut perioada contract de închiriere. Contractului? Doamna. Nu a avut doamna contract de închiriere cu primăria. Doamna Manța Iliș, că am vorbit și cu dânsa, sora doamnei, da. A terorizat-o. Păi, doamna... Ați schimbat organigrama, s-o dat afară. Aveți ceva cu toată familia, așa zic. Bine. Am multe seama ce ori zice ale, că nu ori zice de bine. Am cât o stat după ce am fost pe primar? S-a spus? Cât mai zic? Deci eu din 2012 și s-a desfințat fost în 2017. Așa. Păi, nu, câțiva ani de atunci. Dacă aveam ceva cu familia, o dădeam afară atunci. Când mi se pare normal să plătești un post de montator de vaci. Când vaci avem, din câte avem pe vremele lui Ceaușescu, nu avem nici 20% atunci. Mi se pare corect să te angrezi pe sorul ta, dacă tu ești primar, să mă angrezi pe sorul tine, să-i dau un post căldut. Hai să luăm pe cealaltă parte. E corect așa? Dacă angajam eu pe frate. Dumneavoastră știți, dacă nu trebuie postul și ați hotărât, eu vă zic ce-o zis. Doamna. Dar bun, dar tu ce ziceai? Dacă nu dacă un primar își angajează pe frate, să face un post special pentru el. Cum sună treaba asta? Sună bine? Și dumneavoastră v-ați angajat acolo, și nașul, și... Păi nu, pe frate nu l-am angajat. Și pe cine am angajat, s-a angajat în concurs. Deci noi... Și ceva nepoată sau fină? Pe cine aveți acolo? N-am nepoată, stare n-am. Civilă. Frat, fine. La n-am. Stare civilă, ceva fină. N-am pe nimeni de-a mine. Nici nu mi-a angajat. Da. I-a tăiat și indemnizația, au zis, umblat pe la prefectură. I-am tăiat pentru că mi se pare corect. Deci dacă nu citește legea, dar ședințele pe comite, deci să plătește ședința extraordinară și să plătește pe comisie, da? Și dacă nu faci activitate pe comisie, nu dai niciun aviz, îl plătești pe consiliar. Dar ce cu povestea aia că ați avut ceva pentru furt în țară când ați lucrat pe vremuri înainte să fiți primar? Că așa vorbesc? Eu nu știu dacă... Ceva vreun dosar ați avut? Că așa, așa vorbești, așa mi-a zis, că auzit și că ați avut perucă la nuntă, că era stuns la zero din cauza că ați avut ceva. Vă zic, ce zic oamenii, că nu... Ați avut vreun dosar, ceva, v-a prins la speclă, la ce ați lucrat prin țară? Nu am dosare încă. Să căutați dacă treceți că am dosare. Deci pot să zic că am avut orice, dar de eu numai ce nu pot să zic. Ce-am furat? Feclă sau ce? Eu n-am furat nimic. Dacă prea mă condamna cineva, nu? De când ești primar, fac mult în folosul comunității. Păi cum? Am auzit că de când sunteți primar v-ați mai făcut vreo 10 camere, ați luat mașini, da, firme, precis. V-ați extins. Sunteți super... Precis. Super baron, de cele am, le-am baron avut local. Baron local v-ați făcut de când sunteți primar, așa vorbesc. De când sunt primar ne-am luat un
O mașină de teren cu 2700 de euro, atâta mi-am luat. În rest, le-am avut înainte. Deci, pe Dar verificare. aveți ceva, utilaje, puteți lucra cu utilajele dumneavoastră la drumuri, la ce să-l construiești acolo? Am bol de excavator care e al meu. L-am din 2008, nu de acum. Da, și puteți lucra pentru primărie cu el, dacă sunteți primar? Nu lucru pentru primărie cu el. Pentru comunitate, nu, pentru primărie, pentru Deci Selină, nu sau lucru. cum faceți? Deci nu lucru. Am un utilaj închiriat. A, l-ați închiriat. Am închiriat la Selina un utilaj de pe firma lui Sofia, închiriat ce lucrează la diguri. Lucrările sunt plătite de Apele Române, nu se plătește prin primărie, deci nu e nicio problemă, e total legal, A, nu n-aveți pe are nicio firmă treabă. contract, e închiriat Deci utilajul. nu, e pe primărie, cu primăria mea. Dar au verificat făcut și la DNA, și la Poliția Economică, și la ANAF, toți m-au verificat.